La câteva minute distanță după ce Bia a părăsit cabina telefonică, că iată că și Marius a făcut acest lucru, nu a mai putut rezista, l-am văzut cu câteva secunde, cu un minut înainte să plece din cabină, că respira foarte greu, încerca să-și țină mâinile sus, pentru că acum sunt la stadiul în care stau cu ambele mâini ridicate și cred că pur și simplu nu mai ascultau brațele. El a părăsit cabina, concurenții l-au aplaudat, l-au felicitat. Îl felicităm și noi că a rezistat atât de mult, la fel cum îi felicităm pe toți. Au mai rămas trei concurenți în cabina telefonică, Alex, Ioana și Bogdana. Așadar, un băiat și două fete, vom vedea cine va câștiga, totuși atât de multe ori își spun cuvântul, nu cred că va mai dura foarte mult până când vom vedea și noi cine este câștigătorul acestui task.